Bună ziua încă o dată, deci sunt avocatul Ilie Rotaru și vreau să atenționez cetățenii care se luptă pentru drepturile lor cu anchetatorii, procurorii, să intre pe site-ul meu, rotaru.md, ca să studieze unele documente care eu le-am amplasat pe acest site în ultimele zile, pentru a putea mai ușor să își apere interesele. Un alt subiect care aș vrea să-l abordez este următorul. Într-o emisiune televizată săptămâna aceasta am auzit cu înfiorare că în maternitățile Republicii Moldova anul trecut au decedat 73 de copii la naștere sau imediat după naștere și 12 femei care numai ce au născut. Este o statistică foarte, foarte și foarte tragică, care arată că medicina noastră este la pământ. Și că medicina noastră este la pământ, poate voi avea ocazia să vorbesc peste câteva săptămâni, pentru a dovedi ce se face în Republica Moldova în domeniul medicinii, care degradează lună cu lună. Și degrabă, în spitalele noastre, oamenii vor deceda în masă. Posibil. Și cred că ultimul subiect pe care aș vrea să îl atenționez este faptul că aș dori să anunț pentru cine poate n-a avut posibilitatea să asculte posturile de radio care transmit despre evenimentele din Rusia, că președintele Rusiei, Putin, a emis un decret sau făcut o propunere legislativă care de acum a fost aprobată, că toți funcționarii publici din Rusia nu au dreptul să aibă avere și conturi bancare peste hotare. Tuturor funcționarilor s-a dat 3 luni de zile pentru a-și rezolva problemele respective. În caz contrar, ei sunt obligați să-și dea demisia din posturi. Ce bine ar fi ca asemenea lege să fie aprobată și în Republica Moldova. Eu cred că Parlamentul nostru și Guvernul ar deveni pustiu. Și ultima, deci aș atenționa cetățenii Republicii Moldova care au copii, care frecventează grădinița, în Chișinău mai ales, să se intereseze ce mănâncă copiii lor la aceste grădinițe. Eu, întâmplător, am fost la o grădiniță de la Botanica și am rămas șocat despre masa care o luau copiii. De masa care o luau copiii. La felul 1 și felul 2, în timpul mesei de la amiază, li s-a dat apă chioară și niște macaroane, cred că de câteva zile în urmă. Eu așa ceva n-am văzut și n-aș dori ca copiii mei sau nepoții mei să frecventeze așa grădiniță. Așa că atenționez cetățenii să se intereseze în fiecare zi de la copiilor, dar poate copiii nu o să fie în stare să le transmită ce se întâmplă, cum îi sunt hrăniți la grădinițele din Chișinău. Vă mulțumesc pentru atenție și o zi bună la toți!